caz medical unic al unui copil căruia medicii moldoveni nu i-au dat șanse la o viață normală. Cei italieni nu s-au lăsat bătuți și au făcut ca Mateo să devină un copil normal, cu șanse mari, să fie fericit, să crească fericit printre semenii săi. Uite sau un exemplu, într-adevăr. Alexandru și Matei sunt doi frați gemeni așteptați de tocmai 8 ani de familia Istrate. Fericirea a fost dublă până la ecografia de 20 de săptămâni. Medicul mi-a spus că posibil ca unul din feți să nu aibă un rinichi. A fost prima diagnoză îngrozitoare pe care au primit-o, ca la naștere să afle de alte 3 la unul dintre copii. Cea mai gravă fiind atrezie și stenoza congenitală a rectului, adică lipsa lui. Acolo mi s-a explicat foarte urât și foarte rece că e născut un copil bolnav, calic, cel mai dureros pentru mine. Și ceea ce m-a făcut pe mine să fiu tare. Mi s-a propus să mă dezic de el. Pentru Mateo a urmat 2 luni de reanimare și au luptat până în pânzele albe. Dacă mama dă mâinile în jos, mama nu luptă, copilul nu o să lupte. Copilul depinde de mamă. În ajutorul familiei a venit Asociația Vitae și Aiuto, care i-au făcut legătura cu organizația umanitară Ordinul de Malta din Italia. Aceștia au rămas impresionați de cazul lui Mateo. Au invitat un doctor din Sicilia, doctor și cavaler de altfel, iar apoi au urmat 2 luni de parte de casă și fata mai mare. Mereu visam că mama a să o aduc pe cineva pe lume. Și eu mereu speram ca să fie o surioară. Dar uite că au fost 2 frățori. Prima operație pentru construcția rectului a decurs cu succes, iar recent s-au întors acasă. Cazul rar a ajuns și în presa italiană. Nu fiecare zi se apucă cavalerii să soluționeze probleme tocmai hăt în Moldova. Iar pentru asta, familia Istrati se închină. La nostra struttura si muove legata a un progetto che si chiama Progetto Poggi un Sorriso. In questo caso è stato proposto da una fondazione di Chișinău e noi abbiamo subito risposto portando questa bambina a Catania. Urmează alte operații decisive, însă micuțul Mateo este un luptător, a demonstrat-o deja.